Perfect! Să vă povestesc despre familia mea. Hai, Lui, spune-ne ce ai mai făcut, prin ce peripeții ai mai trecut. E un vârtej de nebunii și întâmplă viața cu Lui, Lui, Lui. Viața cu Lui, Lui. Încântătoare azi e nebună, e viața alături de Lui. Wow. Viața cu Lui. Suplinitoare. Dacă directoarea Halloran venea la noi în clasă, nu puteau exista decât două motive. Ori îl prinsese de pe Glen Glen amestecând pasta de pix în mâncarea de la bufet, ori venise un suplinitor. Domnul Lambert nu poate veni săptămâna asta. Îi va ține locul domnișoara Robertson. Salut! Grândeața copii! Vom avea o discuție despre ținuta obligatorie. Pentru început să facem cunoștință. Eu sunt doamna Robertson și tu ești? Lui! Vai, ce elev silitor! Așa zi eu, îmi place să învăț. Ca să vezi. Ți-a căzut cu tron, nu glumă, domnule Tocilar. De ce îmi spui asta? Pentru că tocmai ți-ai pus cărțile la mine în dulap. Se plictisau singure. O sapă lată, două sapă late, trei sapă late. O să scăpăm de comuniști? Mă duc să fac duș. Un pitic foarte mic, face bani într-un ibec. Ce-i acolo? Neață, tată. Na, ce-i cu tine? Altădată de-abia trăgeam de tine. Asta era înainte. Nu zau. Aromă naturală. Parcă de asta voiam să scăpăm. Ha? Ce chipeși ești astăzi, Lui? Faceți fotografii la școală? Mamă, îmi dau și eu cu pieptenul prin cap și tu crezi imediat că facem poze. Va trebui să te schimbi când te întorci de la școală. Am o treabă cu tine. O ajuți pe doamna Stilman să dea jos instalația de Crăciun? Da, sigur. Andy? Trebuie să mă ajut să construiesc adăpostul. Ești băiat mare acum. Danny e mai mare, de ce nu-l pui pe el? Da, sigur, tată, te ajut, cum să nu? Distracție plăcută? Ei, acum înțelegi? Știi, Andy, groapa aia din curte e tare inestetică. Ce-ar fi să o umplem cu apă și să facem piscină? Adăpostul meu antiatomic? Vrei să mergi să noți cu inamicul? Și încă ceva, nu cred că e destul de mare ca să încapă toți vecinii, Andy. Și doar nu o să-i lăsăm pe din afară. De ce nu? Ei nu m-au chemat la campionatul lor de canastă. Ce-au pierdut? În plus, unde stoi puterea crește. S-ar putea să ai dreptate, Aura. Ai venit mai devreme? Vrei un biscuit? Prefer gongonșile, dar merg și biscuiții. Da, iau, mulțumesc. Era perfect. Eu, niște biscuiți și femeia visurilor mele. Bună dimineața, domnișoară Robertson! Mulțumesc, Michael, ești foarte galant. Da, știu! Hei, l-ai furat de la noi din grădină. Nu era nicio florărie în drum. E un borcan cu aldehidă formică. Tatăl meu e patolog? E cam neobișnuit. Să-l punem bine. Nu vreau să se spargă, dragii mei. Mi s-ar rupe inima. E o lebă, dar am făcut-o dintr-o revistă. Hei, e revista de la mine. Evident, nu eram singurul care o plăceam pe domnișoara Robertson. E extra fină. Mulțumesc. Astăzi vom vorbi despre un autor important, William Shakespeare. El a scris multe dintre cele mai frumoase povești din lume. Iar ăsta nu... Știe cineva vreuna? Parcă era una despre un tip și alt tip. Vrei să spui doi domni din Verona? Foarte bine, Lui. Nu mă simțeam prost, chiar dacă nu știam să răspund. Lângă domnișoara Robertson mă simțeam întotdeauna bine. Și nu avea efectul ăsta numai asupra mea. Îmi plac margaletele. Ce zi frumoasă pentru o plimbare. Lui, unde ești tu, Lui? Nu credeam că e așa de greu. Lui, mă auzi? Da, trebuie să-mi leg șiretul. Da, să leg, da.
Babă lapte! Grunul n-avea decât să-i aducă flori. Scot bolcane ciudate, iar eu îl voi cite pe Shakespeare și voi fi vedeta domnișoarei Robertson. Stâng! 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 Drept! Stâng! Stai la dreapta! Vai de voi! Dacă plecam cu voi în armată, nu se termina nici până acum războiul. Chiar fi să luăm o pauză. Sunt grele cărămițile astea. Ne regret, Gus. Cărămiți de plută n-am găsit. Hei, Anderson, ce faci acolo? În gropiunos? Hei, foarte drăguț, Jensen. Să văd ce mai zici când nu rămâne decât oasele de tine. În timp ce noi o să stăm la căldurică în adăpostul nostru antiatomic. Așa, ia să... Petrol! Am găsit petrol! Împogat! Împogat! Aș pune mai degrabă că ești înfundat, Anderson. Canalul înfundat l-a obligat pe tata să renunțe la proaspăt dobândita poziție de magnat petrolifer și să se ocupe de instalații. Și cum în concepția lui drumurile la magazinul de unelte făceau parte din educația mea obligatorie, m-a luat cu el. Hei, Andy, cum merge lucrul la adăpost? Am recrutat niște vecini. O să fie gata numai decât. Ia uite cum a ieșit al meu. Lambriu din lemn de nuc, lumini, saună. Mă gândeam chiar să mă mut acolo. Domnule Flanagan, aveți ceva Shakespeare pe aici? Shakespeare? Nu vorbesc serios, nu? Fiul meu preda operațiile astea la Academia Militară. Aoleo! Parcă spune că fiul tău e în armată. Bine, este. E director acolo. Și atunci ce are cu Shakespeare? Asta l-am întrebat și eu. Ar trebui să învețe ceva util. Să gătească, să coasă, să bată cuie. Da, să bată cuie. Sunt sigur că asta i-ar prinde bine tatei. Ce lucru fără asemănare este omul, ce nobil! Că veni vorba de lucru, vii să-mi dai o mână de ajutor? Mâine, mâine și iar mâine! Nu mâine, astăzi! A dușmanilor năvală să aștepte! Acum prezentul grabnic cere rezolvare! Mi-a fost mai ușor să pricep germana în Salermo. Dar cine te învață pe tine prostiile? Prea dulce-am domniță, domnișoara Robertson! Ar trebui să înceapă cu chestiile de bază, scrisul, cititul și spionajul. Dar parcă al treilea era socotitul, Andy. Ce? Au scos spionajul din programă? Aveți întrebări? De ce nu le-a dat personajelor niște nume normale, ca Bob sau Phil sau Ted sau Cindy? Excelentă întrebare lui! Dar mie mi se pare că Romeo și Julieta sună mai romantic ca Bob și Julieta. Mă bucur să văd că te pasionează cititul. Dar nu e chiar așa de greu să citești Shakespeare. Ascultați, ceva e putred în Danemarca. Eu cred că e... Oh, foarte interesantă interpretarea ta. Cine poate să explice lui Glenn? Ceva e putred în Danemarca, dar veți vedea cerului dreptate, așa e? Excelent, lui! Pentru cunoașterea excepțională a pieselor shakespeariene, te încoronez regele, lui Lear! Oh. Totul era minunat, până într-o zi când... Hai, pas alergător! Iar trebuie să facem asta, Andy? Ce fel de pas? Atac aerian, soldat! Mișcă-ți fundul în adăpost! Pas alergător! Jalnic, jalnic! Până acum mureați de 3 ori! Bun, măcar așa ne odihnim în pace. Faceți-mi nu mai pot să mă mișc, haideți! Mișcă, bubulu! Parcă era un adăpost împotriva dușmanilor, nu? N-am trecut nădușelile lucrând la chestia asta și nici măcar nu stau jos, da? Da, vreau să vă spun că socrii mei nu au loc. Asta nu-i Hotel Grunwald, e una de paste. Da, dar nu vrei să dau pe soacră mea afară în timpul bombardamentului, nu? Da, că uiți-vă! Prieteni, cetățenii ai Romei, ascultați-mă! Care romă? Ce tot bate câmpii? Vrea să spună că trebuie să ne organizăm. Familiile de la A la M stau în adăpost luni, miercuri și vineri. Restul în celelalte zile. Bună idee, lui!
Ei sunteți puștul tău, Andy? E un geniu. Cine vrea prăjituri? Prăjituri? Bună idee. Exact ca Normandia. Haide, tată, vino să mănânci. Ce vesel ești în dimineața asta. E partea mea preferată din zi. Serios? Am să transmit inamicului să nu ne bombardeze în timpul nopții. Hei, tată, unde sunt ajutoarele? După evenimentele de aseară ne-am hotărât să lucrăm fiecare pe cont propriu, știi? Hai, dar cum rămâne cu unde doi puterea crește? Păi, suntem doi și avem nevoie și de alții. Tată, îmi pare rău, dar n-avem nevoie de alții. Trebuie să mănânc și după aia să termin de citit Shakespeare. Ia ascultă, îți spune cumva Shakespeare mâncarea pe masă? Îți dă el bani din buzunar? Dar tată, n-am terminat regele Henric al IV-lea. În casa asta, eu sunt regele. Și regele Andy I-ul are nevoie de ajutor. Pe capul tău se clatină coroana, tată. Ce înseamnă asta? Dacă nu te porți frumos cu supușii, îți vei pierde regatul. O răzmeriță? Cine ți-a băgat asta în cap? Aura! Spatele! Ce surpriză! Nu ne-am mai văzut de 2 ore? N-am fost eu! Știi regula? Credeți-mă, îndeamnă la răzmeriță. Nu cred că Shakespeare? E haos total! Îmi pierd autoritatea în fața regimentului familial. Domnule Anderson, familia este un grup de oameni care trăiesc împreună în dragoste, armonie și înțelegere. Nu un escadron militar! Îi umple capul cu tot felul de prostii și e datoria dumneavoastră să scăpați de ea. Pardon, nevoi fiziologice. Bună ziua, domnule Anderson, e o plăcere să-l amelez pe fiul dumneavoastră. Ca să-i bagi în cap propaganda aia despre Shakespeare? Ha? Piesele lui Shakespeare, nu? Nu mă înțelegeți greșit, sunt de acord cu lărgirea cunoștințelor, dar nu cred că e cazul când e în joc securitatea națională. Securitatea națională? Pare mi se că am uitat cine e șeful și chestia asta nu prea-mi convine. Se spune mi se pare, nu pare mi se. Ce știi tu? Tu ești directoare, nu profesoară. Parcă ați fi tata, sunt sigură că ați luptat în război. În compania a cincea și sunt mândru. Eu am fost un fel de copil de trupă, tata era colonel. Pun prinsoare pe decorațiile mele, taxele neplătite și amenzile de parcare, că nici lui nu-i place Shakespeare. Din contră, îi place chiar foarte mult, mai ales Richard al III-lea, Henric al V-lea, Macbeth, tot ce înseamnă dueluri și bătălii. Shakespeare a scris despre război? De aceea a fost cumva soldat? Nu tocmai, dar în piesele lui a descris în amănunțime tehnica militară a marilor generali. Ați auzit expresia, regatul meu pentru un cal? Dar ce, nu foloseau tancuri? Pe atunci nu existau tancuri, doar arcuri, săgeți și câteva tunuri. Asta numesc ei organizare? Să-ți povestesc eu cum am reperat singur 8 regimente nemțești. Hei, veniți aici! Tatălui lui e un trădător! Ești un copil de trupă pe cinste. N-ai putea să treci tu pe postul de director? Pardon? Nu-i nimic, mi se întâmplă și mie. Pardon. Ei, cum rămâne? Îi dați domnișoare în post permanent? Regret, domnule Anderson, nu ne putem permite. Știi, directoarea voastră e un pic cam, cum să vă spun, da, zgârcită. Cum ați spus? Dar știu pe unii care ar avea nevoie de tine. Ai scoate ceva bani? Ar fi grozav. Îl cunosc pe directorul de la Academia Militară. Te-a interesat? Ce spui? Glumești? Mă topesc după uniforme. Să văd ce pot să fac. Pentru dumneavoastră, domnule Anderson. Pentru dumneavoastră, doamnă Robertson. Vă rog. Nu, eu mă bucur că vă văd. Ce căutați aici?
Vești bune, am eliminat piatra. Unde-i domnișoara Robinson? A plecat. Acum, să facem niște exerciții de mate. Da, felicitări lui! Ce prieten! Pătere? Dar ce am făcut la ieri? 3:30, să nu întârzi, ai înțeles? Loser! Hai, să potrivesc ceasul. Să-l caftim! Lăsați-l în pace! De ce? Din cauza lui au concediat-o pe domnișoara Robertson. Nu e adevărat. Lui n-ar fi făcut asta. O idolatriza. Hei, chiar dacă o sorbeam din ochi, nu înseamnă că o idolatriza. Da, tatălui a spus directoarei că vrea să o execute. Nu e adevărat. Executată? Concediată. Am ascultat la ușa, am auzit totul. Întregi măsura, Glen Glen. Am scăpat din ghearele morții. Domnișoara Robertson, v-ați întors. Am venit să-mi iau lucrurile, copii. Deci chiar plecați? Oh, nu vreau, dar mi s-a oferit o normă întreagă la Academia Militară. Grozav, acolo mă duc și eu când scap de aici. Adică la 21 de ani? Unde e micul meu Romeo? L-a gonit matahala ăsta. Ce s-a întâmplat lui? Din cauza tatei au concediat-o pe domnișoara Robertson. Ce ai spus? Cum a fost la școală, fiule? Ce? Ți-ai înghițit limba? E tu, brute! E, nu-ți permit să-mi vorbești așa. Cum mi-a spus? L-au dat-o afară pe domnișoara Robertson. Sunt sigură că nu-i vina lui tata? Sau e? Eu consider că i-am îndrumat cariera. Știam eu. Mi-ai distrus viața. De la cine mai învăț eu Shakespeare? Da, chiar că îi place Shakespeare ăsta. Și cred că nu numai Shakespeare știe. Lui, toți elevii se îndrăgostesc la menda de profesoara lor. Nu sunt îndrăgostit de ea. E foarte trist când te desparți de un prieten, nu-i așa? De ce nu l-au dat afară pe domnul Lambert? Nu pot să fiu Romeo dacă el e Julieta. Mi-amintesc când a plecat profesorul meu preferat. Credeam că nu o să mai placă niciodată desenul. Dar după vreme, desenele mele au devenit mai complexe, mai profunde. Și în ce legătură are asta cu mine, a? Adevărul e că n-am uitat niciodată ce am învățat de la el. Mamă, ce vrei să spui? Nu m-ar mira dacă Shakespeare ar deveni autorul tău preferat. Chiar și fără domnișoara Robertson? Datorită domnișoarei Robertson. Bună ziua! Cum a ieșit adăpostul? Domnișoan Robertson, regret că v-au dat afară din cauza lui tata. Din cauza tatălui tău? Nu, n-are nicio vină. Serios? Nu, el mi-a găsit postul la Academie, o normă completă, completă. Dar credeam că... Nu, lui, oricum nu eram decât suplinitor. Tatăl tău m-a ajutat foarte mult. Da, ta? Sper că ai să citești în continuare Shakespeare. Da, nu știu, e cam greu de înțeles și... Știi ce? De câte ori nu înțelegi ceva, vino și caută-mă la Academie, îți explic eu. Ce zici? Vorbi serios? Absolut! Să mă înnec în tamisa dacă mint. Poftim! Rangerul meu preferat lui întâiul. Wow! Mulțumesc, domnișoară Robertson! Cu plăcere, lui. Și încă o dată mulțumesc, domnule Anderson. La revedere, cadet. Despărțirea e o dulce durere. Și până mâine îți spun la revedere. Foarte bine, domnule Anderson. Pa, pa. Ai citit Shakespeare? Sigur, orice scriere despre război merită citită. Îmi pare rău, tată. Nu trebuia să mă îndoiesc de tine. Da. Ei, o puștoaică de treabă, doamna Robertson asta. Ești gata să mă ajuți la adăpost? Păi, tată, mă gândeam că... Fac cinste cu gogoș când terminăm. Un părinte înțelept își cunoaște copiii. Asta așa e. Până seara terminasem adăpostul. Era doar vorba de gogoș, nu? Din fericire nu l-am folosit niciodată. De fapt, peste 2 săptămâni l-am transformat în piscină. Nimic nu e mai plăcut decât să faci siesta lângă o piscină în fața casei. Și asta nu vă spune Shakespeare, ci lui Anderson. Hai, copii! Hai să jucăm!
Mă duc să fac un duș. A, copiii ăștia nu mă ascultă. Vrei să mă omori? A? Eh, așa mai merge. Ce faci, mai, cu apa asta fiartă?